De veci, Doamne, și seara aceasta în inimile noastre, în viețile noastre. Fii glorificat! Fii glorificat! Fii glorificat! Fii glorificat! Spune asta împreună în rugăciune. Haideți să spunem Domnului în această seară: te laudă sufletul meu, te binecuvintează și îți mulțumește că n-ai coborât pe robul tău în țărâna pământului înainte de a mă putea întoarce la tine. Te rog în această seară, Doamne, primește lauda mea și ajută-mă ca să te binecuvinteze în inima mea cât voi trăi. Și dacă va fi asta ultima lucrare de a merge la biserică, Doamne, ultima slujbă din biserică pe care o mai pot trăi pe pământul acesta, te rog să mă ajut, Doamne, să fiu la mare slujbă cu tine acolo sus în cer toată veșnicia. Ne rugăm cu toții Domnului și cerem binecuvântare Lui Dumnezeu pentru seara aceasta, lăudând numele mare a Domnului. Amin. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Îți reamintesc asta în seara asta, poate s-ar putea să uiți. Îți reamintesc și faptul că a murit pentru tine pentru că te-a iubit, nu că meritai.
Fiecare dintre noi meritam ca să murim noi, fiecare în parte, pentru că toți am păcătuit și toți am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. În urmă cu 2000 de ani, înainte ca tu să te fi gândit la ce înseamnă iubirea, Hristos te-a iubit. Să nu uiți asta niciodată. Ai venit poate pentru prima dată în biserica noastră. Nu știm o grămadă de lucruri. Nu știm o grămadă de lucruri poate dogmatice, teologice. Nu știm foarte multe diferențe dintre culte. Dar ceea ce știm noi în biserica aceasta este că fiecare dintre noi am fost salvați, am fost răscumpărați, nu prin meritele noastre, ci prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta știe biserica aceasta, știe că răscumpărătorul ei e viu și că într-o zi va vedea pe Dumnezeu. Slăvit să fie El! Deci, nu uităm ce știm și mai cântăm o dată asta. Sunte și băgat. La Iisus. Și pe mine. Da, eu știu. 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 Sângele dispară orice cărat. Te n-a spus că niciodată nu te lasă părăsit. Da, eu știu. 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 Sângele Lui. Celui slab. Celui slab îi dă tărie. Face drum prin vijelii. Face drum prin vijelii. Facă râmul eu pustie. Încă o dată să știm asta, să nu uităm. Da, eu știu. Da, eu știu. Sângele dispară orice păcat. Da, eu știu. Da, eu știu. De dimineață, când în această săptămână, așteptând Duhul lui Dumnezeu să coboare peste noi, am zis că ne rugăm în fiecare seară pentru asta la ora 10. Ne rugăm ca să întâmpinăm rusalile cu toată bucuria, cu toată bucuria unei prezențe prezente, nu unei istorice, da? Haideți să ne rugăm în această seară cu toții, Doamne, dă-mi Duhul Tău cel Sfânt în mine. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg că singur, fără El, nu pot să fac nimic. Dar, Doamne, cu Tine în mine și Duhul Lui Dumnezeu în noi este putere, este tărie, este îndrumare, călăuzire, este pace, bucurie, este dragoste și îndelungă răbdare. Mai facem o rugăciune în seara aceasta și cerem ceva foarte egoist și în același timp obligatoriu. Cereți-i ca să vă dea Dumnezeu un Duh curat în care să locuiască Duhul Său cel Sfânt. Curățirea e treaba voastră, umplerea e treaba Lui. Haideam cu toții să cerem Duhul Dumnezeu peste viața noastră. Amin.
Amin. Haideți să reocupăm locurile. Vreau să ascultăm două cântări, să vă pregătiți surorile din grupul Elim și apoi Otilia va cânta o cântare pe care vom asculta cuvântul Dumnezeu, ne vom închina Dumnezeu cu darurile noastre de bunăvoie. E o bucurie să fim în această seară împreună. Salutăm și pe Marius Panti și împreună cu soția lui din nou în biserica noastră, ce ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe amândoi, să poată să slujească mereu Dumnezeu. Mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul lor în anii aceștia frumoși. Îl cunosc pe Marius de foarte multă vreme, de când se îngâna precambrianul. Cambrianul se năștea marele depozite carbonifere, așa spunea cineva. Și a venit în această seară din nou să predice în biserica noastră, ce ca Dumnezeu să le dea har și binecuvântare. Nu uitați, în fiecare seară la ora 10 până duminică ne rugăm pentru umplerea cu Duhul Sfânt a noastră și a familiilor noastre. Luni la ora 7 seara, joi la ora 7 ne întâlnim jos la Biserica Sfânta Treime, duminică dimineața de Rusalii aici, duminică seara aici, joi seara, vineri seara cu frații noștri la Ioaniș, pe terenul de fotbal din Ioaniș, dacă plouă, la Căminul Cultural din Șuncuiuș, acolo vom fi, îi sprijinim și pe Dumnezeu să-i binecuvinteze, să fie o biserică puternică acolo. Amin. Măriți să fie Domnul! Thank you.
Haidem să ne ridicăm în picioare, în timp ce cântăm Domnului, dăruim cu toată bucuria, apoi ne vom ruga și vom asculta cuvântul Dumnezeu. Nu uitați, ne întâlnim luni și joi la sala de jos și duminică dimineața și duminică seara în locul acesta. Când se sfârșește slujba, pentru 5 minute rămân tinerii pe loc, cântăm Domnului și dăruim. Neștiind că Iisus m-a iubit. Neștiind că Iisus m-a iubit. Pentru mine El s-a răstignit. Pe Golgota. Doar pentru păcatul meu ure. Sus pe Golgota. Astăzi că eu sunt un păcătos. Pe Golgota, în toată inima, sus pe cruce. Pe Golgota. Slăvit să fie El, ai preț în ochii Lui. Pe Golgota. Sus. Sus pe cruce al Său sânge a curs. Trupul inima din Său străpus. Doar. Pe Golgota. Și încă o dată, sus. Sus pe cruce al Său sânge a curs. Trupul inima i S-au străpus. Doar. Slăvit să fie El și împreună să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Amin. Vă rog foarte frumos să deschideți
Biblia, în Matei, capitolul 21, vom citi începând cu versetul 33, pagina în Biblie 949. Matei, capitolul 21, începând cu versetul 33. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei i-au răspuns: pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin. Vă rog foarte respectuos să ocupați locurile și în primul rând vreau să vă spun că sunt foarte bucuros în această seară împreună cu soția mea să fim aici în Beiuș la biserică, să ne închinăm împreună cu dumneavoastră spre slava lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să ne cerceteze. Am simțit prezența Domnului în cântare, în rugăciune și ne rugăm să ne vorbească Domnul. Amin. Haideți, vă rog frumos, să ne folosim puțin imaginația. Am citit un text foarte frumos, o pildă rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Haideți să ne gândim cum ar fi, dacă ar fi, noi să fim niște oameni fără servici, niște șomeri din zona Beiușului, să nu avem ce mânca, să nu avem unde locui, să nu avem cu ce trăi. Și dintr-o dată citim prin ziare, pe internet, că va să vină un mare investitor în zona Beiușului și pe dealurile astea de aici va sădi o vie mare. Și va fi o investiție atât de mare încât toți vom putea merge acolo să lucrăm. Și suntem curioși, oare va veni investitorul, oare nu va veni, și auzim că vine. Ne spun cei de la primărie că a venit și a început să sădească, a început să zidească un zid mare în jurul viei, a săpat un teasc adânc, a ridicat un turn și după o vreme ne angajăm cu toții. Noi, șomerii Europei din zona Beiușului, care nu aveam ce mânca, ne angajăm cu toții acolo și suntem plini de bucurie și trimitem e-mail-uri și scriem pe Facebook la toată lumea: avem un serviciu, avem un mare investitor care a venit în zonă, avem un mare stăpân care a făcut o investiție mare și avem unde lucra, avem ce mânca, avem unde locui, sunt locuințe sociale și putem locui acolo împreună cu familiile noastre. Suntem bucuroși, suntem fericiți și muncim în vie și după câțiva ani mergem la culesul strugurilor. Și bucurie mare și veselie mare când se culeg strugurii și o parte oprim pentru noi și o parte trimitem marelui investitor. Și bucurie mare la culesul strugurilor și din nou mai muncim un an și muncim cu bucurie, muncim cu pasiune și după ani și ani de muncă, la un moment dat ne crește capul. Și ne întrebăm, oare nu noi muncim via? Oare nu noi săpăm? Oare nu noi tundem? Mai trebuie să trimitem o parte marelui stăpân, marelui investitor și ne adunăm în biserică și facem o ședință. Și spunem aici tare și apăsat: noi muncim, meritele sunt ale noastre. Nu mai trimitem nimic marelui stăpân. Și se ridică câțiva frați mai bătrâni, mai înțelepți și spun: frații mei,
Nu-i via noastră, e via lui, a marelui stăpân. Haideți să continuăm să trimitem. Nu vrem să trimitem și totuși suntem conviși să trimitem și mai trimitem câțiva ani de zile și culegem via fără bucurie. Nu mai e pasiune în viețile noastre, pentru că o parte trebuie să trimitem marelui latifundiar care e departe peste mări și țări. Și nu-i bucurie, și nu-i bucurie. Și ne întrebăm, oare până când? Și ne adunăm din nou și hotărâm că nu mai trimitem. E via noastră. Noi am reparat zidurile, noi am tuns-o, noi am cules strugurii, nu mai trimitem nimic. Și după ce nu trimitem, vin câțiva robi și cer partea stăpânului. Și noi îi batem, îi omorâm și îi trimitem de aici. Și după aceea îl trimite pe fiul lui și vine moștenitorul și îl vedem. El este moștenitorul. El vrea să ne fure ceea ce muncim noi, ceea ce am reparat noi. Și îl omorâm pentru că vrem să devenim noi. Avem un plan. Vrem să devenim noi moștenitorii. Noi moștenitorii. Și vin și au venit și au venit cu cefeurile și au încercat să ne convingă. El este marele stăpân. Și noi avem un alt plan, un plan al nostru. Noi suntem stăpânii, noi suntem moștenitorii. Și omorâm și vrem să fim noi stăpânii. Poate spuneți că e prea crud, că e prea crunt, că e prea dur, că nu-i pentru noi. Farisei au înțeles, preoții și farisei au înțeles că pilda aceasta e vorba despre ei. Mă rog lui Dumnezeu în seara aceasta să înțelegem și noi că pilda aceasta este despre noi. Cuvântul lui Dumnezeu este actual. A fost actual pentru ei atunci și este actual pentru noi în ziua de astăzi. Mă tem că facem la fel ca acești vieri. Mă tem că avem planurile noastre. Și aș vrea în seara aceasta să vedem trei alegeri simple pe care le-au făcut vierii. Trei alegeri simple pe care le-au făcut vierii și pentru că au avut un plan al lor. Dar până la urmă planul lor a fost pulberat. M-a fascinat cu versetul 44, iar pe acela pe care va cădea ea, îl va spulbera. Și aș vrea să-mi intitulez mesajul meu în această seară, alegeri greșite, planuri spulberate. Alegeri greșite, planuri spulberate. Întotdeauna, în viață, dacă faci alegeri greșite, planurile tale vor fi spulberate, vor fi distruse. Și viața, tineri dragi, este o succesiune de alegeri. Alegem. Alegem la ce școală să mergem, alegem unde să muncim, cariera ne-o alegem, alegem cu cine să ne căsătorim, alegem să locuim într-un oraș sau un alt oraș, într-o țară sau în altă țară și alegem. Și avem planuri. Avem planuri și atâtea planuri spulberate în zilele de astăzi. Atâtea căsnicii care au pornit cu avânt, s-au ales din dragoste, s-au iubit, au cântat în biserică și după câțiva ani căsnicia le este spulberată, pentru că alegerile lor au fost greșite. Sunt planuri spulberate în viețile noastre pentru că alegerile noastre sunt greșite. Haideți să învățăm din greșelile lor și să nu mai repetăm greșelile pe care le-au făcut vierii. Viața este întotdeauna, în fiecare zi putem alege să facem voia lui Dumnezeu. În Iosua spune, în capitolul 24, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Citiți acasă, în Deuteronom 30, mare alegere. Dumnezeu pune în fața noastră viața și moartea. Și în fiecare zi alegem. Doamne, ajută-ne să facem alegeri după voia Ta. Amin. Haideți să vedem care au fost greșelile vierilor. Cum le-au greșit ei? Că la un moment dat erau tare bucuroși fiind în vie, muncind în vie. În primul rând, alege să fii independent și vei ajunge rob. Tineri dragi, vă rog să țineți minte. Alege să fii independent și vei ajunge rob. Iisus spune această pildă în contextul în care este pusă sub semnul întrebării autoritatea Sa. În versetul 23 din Matei 21 spune: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat ție puterea aceasta? Cu ce putere faci tu? Vierii au vrut să devină independenți. Au vrut să devină independenți. În lumea în care noi trăim, oamenii vor să fie independenți. Iisus Hristos spune câteva capitole, în capitolul 28, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Și totuși omul modern vrea să fie independent. Omul modern vrea să devină independent, să facă ce vrea și când vrea. Să te trezești când vrei, să n-ai un serviciu stabil, să nu fii la cheremul șefului tău,
Să te duci la școală dacă vrei, dacă nu vrei, nu te duci, să te duci la ce școală vrei, din când în când, să-ți dai examenele sau nu, să nu-ți dai examenele. Omul vrea să-și caute independența lui, socială, economică. Cum ar fi dacă pe străzile Beiușului ar circula fiecare șofer așa cum vrea el, independent, fără să fie o autoritate care să reglementeze circulația în orașul Beiuș? Cum ar fi? Omul vrea să fie independent, aleargă după independență. Din păcate, libertatea pe care noi o căutăm, independența noastră, se transformă în anarhie, în anarhie, o nesupunere generală. Și trăim vremuri tulburi în Europa. Observăm că autoritatea guvernelor, autoritatea bisericii este pusă sub semnul întrebării, autoritatea guvernelor, autoritatea primăriilor. Vierii uită trecutul, uită că el este marele investitor și se gândesc doar la viitor, se gândesc că ar fi mai bine să fie ei propriilor stăpâni. În Biblie descoperim două autorități, o autoritate a luminii, a lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu și autoritatea întunericului. Nu poți să fii independent, întotdeauna vei asculta de cineva sau de altcineva. Interesant este că păcatul din viețile noastre face ca autoritatea să se erodeze, să dispară. Autoritatea unui părinte păcătos, care greșește, care nu are grijă de familia lui, scade autoritatea lui. Autoritatea unui judecător corupt dispare. Autoritatea unui guvern corupt dispare. Și autoritatea unor fețe bisericești care nu fac voia lui Dumnezeu, dispare. Noi învățăm că autoritatea se câștigă din 4-4 ani, la alegeri, în biserici sau guvern sau la primărie. Biblia ne învață altceva. Biblia ne învață că autoritatea se câștigă prin slujire. În Matei 23:11, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Dacă vrei să ai autoritate în biserica ta, slujește. N-aștepta să fii ales în comitet. Slujește. Slujește pe cei din jurul tău, pe frații tăi. Fă-ți partea ta și vei câștiga autoritate înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Absalom este un simbol al tinerilor care sunt într-o veșnică căutare a independenței. Vrea să iasă de sub autoritatea lui David și vrea să fie el pe picioare, el să fie împăratul, el să fie stăpânul. Vrea să fure și efectiv fură, vrea să fure autoritatea, împărăția lui David și să fie el împăratul. Dar cel mai reprezentativ este fiul risipitor din Luca 15. În pilda fiului risipitor, citim că la un moment dat s-a săturat fiul risipitor de autoritatea părintească. Să stai acasă, cu reguli, să asculți de tata ce să faci și când să faci. Și la un moment dat spune, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Tată, dă-mi. După ce pleacă în lume și pierde tot, se întoarce și se gândește, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Observați, atunci când vrea să fie independent, spune dă-mi. Atunci când vrea să se întoarcă acasă la tatălui, spune fă-mă ca pe unul din argații tăi. Vreau să intru sub autoritatea ta. Suntem în alergarea noastră, în dorința noastră de a fi independenți, spunem, dă-mi, Doamne, dă-mi o mașină mai nouă, dă-mi o casă mai mare, dă-mi un job mai bine plătit, dă-mi o biserică în care se cânte altfel, dă-mi, Doamne, dă-mi. Pe când fiul care vrea să vină acasă sub autoritatea lui Dumnezeu spune, fă-mă, Doamne, un copil al tău. Fiul risipitor spune, fă-mă unul din argații tăi, mi-e dor de autoritatea ta, m-am săturat de independența mea. Domnul să ne ajute să-i cerem să ne facă. Ne apropiem de Rusalii, rogă-te Dumnezeu, Doamne, îmi cer iertare că ani de zile ți-am cerut, dăm. Vreau în săptămâna asta care va să vină să te rog, fă-mă un vas al tău, Doamne, umple-mă tu cu Duhul tău cel sfânt. Fă-mă un copil de Dumnezeu, fă-mă un slujitor în biserica ta, fă-mă. Doamne, ajută-ne să facem voia ta, Tatăl Ceresc. Hristos spune în Ioan 4:34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui.
Mâncarea mea, spune Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este să fac voia lui Dumnezeu. Ceea ce mă fericește pe mine, ceea ce mă împlinește pe mine, spune Iisus Hristos, este să ascult de Tatăl, să ascult de Dumnezeu. Nu știu care sunt căutările tale, dar dacă vrei să ai parte de fericire, ascultă de Dumnezeu. Renunță la independența ta, renunță la alergarea ta după independență și ascultă, rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Deci, în primul rând, alege să fii independent și vei ajunge rob. În al doilea rând, alege să nu dai partea Domnului și vei ajunge sărac. Alege să nu dai partea Domnului și vei ajunge sărac. De aceea, spune versetul 43, vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Care va aduce roadele cuvenite. Împărăția lui Dumnezeu este a acelui neam care dăruiește lui Dumnezeu roadele cuvenite. Ceea ce trebuie să trimiți la Dumnezeu, trimiți spre Dumnezeu. Și când vorbește Iisus Hristos în Matei 7 despre proroci, prorocii mincinoși, spune că îi veți cunoaște după roadele lor. La noi se înregistrează prorocirile în Bihor, că nouă ne plac prorocirile. Și se înregistrează și acum să vedem, se împlinește sau nu se împlinește. Biblia și Iisus Hristos ne învață altceva. După roade o să-i cunoști. Prorocii adevărați îi cunoști după roade, nu după faptul că se împlinește sau nu se împlinește prorocia. Rodește el, uită-te în curtea lui, în familia lui, în biserica lui, rodește. Dacă rodește, înseamnă că e locuit de Dumnezeu. Dacă nu rodește, nu-ți mai pierde timpul să asculți ceea ce spune el. Doamne, ajută-ne să înțelegem că suntem chemați să rodim. Omul rodește, înfăptuiește și o face conștient sau nativ. Nu-i poți spune unui pom să nu rodească, unui pom fructifer, să faci ședință de comitet și să-i spui, anul ăsta, dragi meri, vă rog să nu mai faceți mere. Mărul face mere, de vrei, de nu vrei. Pocăitul adevărat, creștinul adevărat, omul locuit de Dumnezeu, rodește. Și dacă îi spui și dacă nu îi spui. Noi suntem chemați să rodim. Aș vrea să observați eleganța marelui stăpân. Nu-și ia roadele cu sila. Putea să trimită, cel care spune că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, putea să trimită o armată, putea să-i scoată din via lui, să-i trimită dincolo de ziduri, să-i pună în teascul lui. Dar nu face așa ceva. Marele stăpân este elegant, trimite niște robi, trimite alți robi, trimite pe fiul lui, este elegant și cere partea lui, partea ce îi se cuvine. Și în viață, unii facem fapte roade bune sau roade rele. Mă fascinează în Isaia 3 cu 10, versetul 10 și 11. Bine de cel neprihănit, lui va merge bine că se va bucura de rodul faptelor lui. Vai de cel rău, lui va merge rău căci va culege rodul faptelor lui. Observați că fericirea noastră sau nefericirea noastră este determinată de roadele noastre, care sunt bune sau nu sunt bune. Doamne, ajută-ne să rodim spre slava Ta. Am redescoperit săptămâna aceasta versetul 3 din Proverbe 19. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Încă o dată. M-a fascinat acest verset într-o dimineață. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Avem tendința, frații mei, să-L amestecăm pe Dumnezeu în toată neascultarea noastră, în toată viața noastră dezordonată. Datorită nebuniei noastre, datorită alergării noastre, păcătuim. Nu ne facem timp pentru copiii noștri. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate. Noi acum lăsăm pe seama școlii duminicale să învețe păstorii. Ca părinți, mulți nu-și fac timp pentru copiii lor să dialogueze, să aibă părtășie și pe la 16-18 ani trimit bilete la anvon. Merg la păstor. Merg la păstor și spune, frate, Dumnezeu mă trece prin niște încercări, în casa mea sunt niște valuri. Ce are Dumnezeu cu neascultarea ta? Cu faptul că nu ți-ai făcut timp ani și ani de zile pentru copiii tăi. Și acum vii la Dumnezeu, Doamne, ce-i cu Tine? De ce sunt valuri în casa mea? De ce copiii mei nu vin cu bucurie la biserică?
pentru că nu ți-ai făcut timp pentru ei. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să facem voia ta. În 1 Samuel 15 citim despre neascultarea lui Saul. Au pornit la război împotriva amaleciților și Samuel a zis, trebuie să-i omorâți pe toți, să-i treceți prin ascuțișul sabiei și pe ei, și pe vitele lor, și pe oile lor, tot ce a lor să treacă, să-i omorâți și să dispară, să dispară de pe fața pământului. Și după ce vin victorieși de la luptă, vine Samuel și zice, ce înseamnă nebehăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul i-a răspuns. Saul i-a răspuns. Le-au adus de la amaleciți, nu eu, ei, poporul, le-au adus de la amaleciți. Pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cele mai buni, dar ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău. Observați cum Saul își îmbracă neascultarea lui în haine bisericești. E la modă și astăzi. Neascultarea noastră, alegem să nu dăm partea Domnului, roadele lui Dumnezeu, cuvenite lui Dumnezeu, nu le dăm și îmbrăcăm lenea noastră în haine bisericești. Ne găsim versete, ne justificăm și îmbrăcăm greșeala noastră, păcatul nostru, în haine bisericești. Alege să nu dai partea Domnului și vei ajunge sărac. Atunci când trebuie să dai partea Domnului, nu mă refer doar la zecioală, la banii pe care trebuie să îi dai la biserică. Haideți să ne gândim la roada Duhului Sfânt din Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Venim noi ca și creștini să dăm partea asta din roade Domnului Dumnezeului nostru? Atunci când vii la biserică, îți iubești biserica ta? Dai dovadă de dragoste, bucurie, pace? Doamne, ajută-ne să facem voia ta. Dumnezeu vrea partea lui din roade. Dumnezeu vrea partea lui din ceea ce rodești tu. Dumnezeu vrea ca să-i trimiți lui. Atunci când nu trimiți partea lui Dumnezeu, atunci ajungi sărac. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde? Câți oameni bogați din punct de vedere material, cu bani în cont, cu mașini puternice și săraci, pentru că și-au pierdut sufletul. Nu-i sărăcie mai mare decât să-ți pierzi sufletul. Doamne, ai milă de noi! Alegerile greșite, alegeri greșite, planuri spulberate. În primul rând, alege să fii independent și vei ajunge rob. În al doilea rând, alege să nu dai partea Domnului și vei ajunge sărac. Și în al treilea rând, renunțând la planul lui Dumnezeu, planurile noastre vor fi spulberate. E o trecere aici foarte abruptă de la viticultură la arhitectură. E o trecere foarte abruptă dintr-o dată și mă fascinează versetul 44. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, sfărâmat de ea, iar pe acela care va cădea ea îl va spulbera. Să fii spulberat de piatra lui Dumnezeu. Să-ți pierzi identitatea, să-ți pierzi forma pentru că ai renunțat la planul lui Dumnezeu. Piatra de temelie și piatra din capul unghiului au o simbolistică extraordinară în Biblie. Piatra de temelie și piatra din capul unghiului. Copil fiind, eram elev la școala generală și era înainte de 1989, când nu prea era pâine, când nu prea erau cozonaci, nu puteai să cumperi și nu prea era făină. Și părinții mei au discutat și au ajuns la concluzia că ar fi bine să ne facem un cuptor. Aveam un unchi care stătea lângă noi, un unchi de-al meu, și am discutat cu toții și toți au spus că ar fi bine să ne facem un cuptor și să putem să coacem acolo pâine, cozonaci, prăjituri. Copil fiind, am fost foarte fascinat. Ce interesant o să fie, o să văd cum se face cuptorul. M-am dus la o mătușă de-a mea câteva străzi mai în sus, în cartier, și m-am uitat la cuptorul ăla din piatră și noroi, din cărămidă și noroi. Și mă gândeam cum stă ăla și m-am uitat în el, nu-l susțin, n-are un stâlp pe mijloc, n-are nimic. Oare cum îl construiește? Și a venit un frate din Biserica Speranța, fratele Pavele, și a început să construiască acel cuptor. Am fost pe deal, am adus
Lut și m-am oferit să-l ajut, să mă implic și eu în acea construcție, fără să mă cheme nimeni. Eram tare curios cum se face un cuptor, cum stau acele cărămizi lipite cu noroi fără să cadă. Și fratele Pavele începe să clădească, să clădească cuptorul și clădește și l-ajutam la noroi, la lut acolo și după ce ajunge în partea de sus, pune niște lemne de sub și pune cărămidă după cărămidă, cărămidă după cărămidă și când ajunge în partea de sus a cuptorului, acolo cu foarte mare grijă măsoară și lasă un loc cât ar fi pentru o cărămidă. Și ia o cărămidă, o ultimă cărămidă și zice, pruncul meu, na uite, asta e piatra din capul unghiului. Dar cum e aia? Păi zice, uite, asta o luăm și o punem aici și o bătut-o cu ciocanul și o intrat foarte greu la locul ei și zice, uite, pruncul meu, zice, cărămida asta susține peretele din dreapta să nu cadă peste peretele din stânga, susține peretele din față să nu cadă peste peretele din spate. Asta e piatra din capul unghiului. M-a fascinat acea construcție. Și m-am gândit după ani și ani, ce mare teolog, fratele Pavel ăsta. Ce mare teolog, fără școală teologică. Și am înțeles atunci importanța pietrei din capul unghiului. Important e piatra de temelie, dar important este și piatra din capul unghiului. Omul modern care nu acceptă temelia care e Hristos este neîntemeiat și neterminat. Țineți minte asta, tineri dragi. Omul care nu-L vrea pe Dumnezeu este neîntemeiat și neterminat. Neterminat. Atunci când nu asculți de Dumnezeu, atunci când nu vrei să intri în planul lui Dumnezeu, există un plan. Este fascinant să știi că există un plan rânduit de Dumnezeu. Dacă vrei să te duci la un arhitect să îți facă un plan pentru casa ta, te costă. Pentru că trebuie să muncească pentru ea, pentru el. Imaginează-ți că Dumnezeu, marele arhitect, a făcut un plan pentru tine și casa ta fără ca tu să-l ceri. Fără ca tu să plătești. Și în Efeseni 3 spune versetul 11, planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Există un plan, fratele meu, tinere dragă, există un plan. Nu renunța la planul lui Dumnezeu. Acceptă planul lui Dumnezeu. În Isaia 32, versetul 8, spune cuvântul Dumnezeu, dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Doamne ajută-ne asta! Problema noastră a românilor este că nu ne plac planurile. Noi trăim după cum ne duce capul, după cum bate vântul. Noi românilor nu ne plac planurile, nici pe termen scurt, dar pe termen lung. Noi trăim așa cum bate vântul și vrem niște planuri mari. N-acceptăm noi niște planuri mici. Dacă tot accept un plan, să fie un plan extraordinar, să mă fascineze. Aș vrea să ne gândim puțin la Ilie. În Doi Împărați, capitolul 17, îl vedem pe Ilie cum apare pe scena istoriei și merge la împăratul Ahab și spune că nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Vă dați seama ce om important era Ilie? Ce om mare, nimeni, nici până la el, nici de la el încoace, nu poate să spună așa ceva, că nu va fi ploaie decât după cuvântul lui. Și după ce rostește asta, spune Dumnezeu, du-te la părâu, ascunde-te la părâu cherit. Acolo o să bei apă din părâu și o să trimite niște corpi să ducă de mâncare. Probabil dacă aș fi fost eu sau noi, din generația de astăzi, am fi filozofat cu Dumnezeu. Doamne, dar eu un om atât de mare... Să accept un plan atât de mic, să mă ascund eu, care după cuvântul meu nu plouă, să accept un plan atât de mic, să mă ascund la părâul cherit. Doamne, dar să-mi trimiți tu niște corbi, niște păsări necurate. Noi am fi filozofat, am fi discutat probleme teologice cu Dumnezeu. Ilie nu face așa ceva. Acceptă planul ăsta mic. Ascunde-te acolo, se ascunde la părâul cherit, bea apă din părâul cherit și mănâncă din ce aduce corbi. Și după o vreme seacă părâul. Seacă părâul și corbii nu mai vin. Și spune Dumnezeu, haide că o să te trimit. O să te trimit în Sarepta Sidonului. La o văduvă am poruncit acolo să îți dea de mâncare. Și probabil că noi ăștia, plini de teologie cu capul mare, ne-am fi întrebat pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce mă trimiți? M-am obișnuit aici la părâul chirit.
Apa atât a fost de bună, atât de rece, m-am împrietenit cu corbii care veneau în fiecare zi și tu mă trimiți acum în Sarepta Sidonului, la o văduvă? Păi eventual mă trimiți la primar. Eventual mă trimiți la un om cu bani acolo, un om care are piscină, care, la o văduvă, care nici ea nu are ce mânca, mă trimiți acolo? Un plan atât de mic pentru un om atât de mare, ai uitat, Doamne Dumnezeule, că după cuvântul meu nu plouă pe acest pământ? Un plan atât de mic, Doamne, acolo în Sarepta Sidonului, fără reflectoare, fără scenă, fără să mă vadă nimeni, acolo mă trimiți. Și merge Ilie, ascultă de Dumnezeu și merge și acceptă planul la mic, în aparență. Și acolo în Sarepta Sidonului mănâncă și Dumnezeu mulțește unde lemnul și făina și spune Biblia, citiți acasă, multă vreme au stat acolo. Unii teologi spun că ani de zile a stat acolo în Sarepta Sidonului. Multă vreme au mâncat pâine cu ulei. Să mănânci multă vreme pâine cu ulei. Ia încercați acasă, surori dragi, să dați aceeași mâncare copilului noastră 3 zile pe săptămână. Nu acceptă. Păi ieri am mâncat, astăzi tot asta vrei, altceva vreau. Multă vreme, ani de zile, Ilie acceptă, mănâncă pâine cu ulei, pâine cu ulei. Acceptă planul în aparență mică lui Dumnezeu. Și după aia îl vedem într-un alt plan mare, pe muntele Carmel. Când ne gândim la Ilie, toți tinerii sunt fascinați de prezența lui Ilie pe muntele Carmel. Ce plan mare, atâta popor, ce mare binecuvântare să pogoare Dumnezeu foc din cer, să mistuie jertfa lui Ilie. Vă dați seama ce fascinant, ce plan extraordinar. Vorbim de asta. Aș vrea să rețineți. Înainte de a fi pe muntele Carmel, trebuie să dai dovadă de credincioșie în Sarepta Sidonului. Să mănânci pâine cu ulei zi de zi. Tinere dragă, tânără, poate pentru tine Sarepta Sidonului este să mergi la școală. Și te întreb, de ce mă duc iar la școală? De ce iar teste? De ce iar trebuie să învăț? De ce iar trebuie să fac asta? Și te întreb, dar de ce eu tot asta trebuie să fac? Numai la butoane, frate Pustan, eu numai când, numai la repetiție, numai la asta mă pui, la lucrurile astea minore? Dă dovadă de credincioșie în Sarepta Sidonului. Dacă vrei să ai parte de binecuvântări pe muntele Carmel, Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Ajută-ne să înțelegem care e planul tău. Planul tău cu privire la noi, la viața noastră. De multe ori renunțăm la planul lui Dumnezeu, că e prea mic, că nu-i pentru mine. Pentru un om atât de școlit ca mine, să slujesc aici, să fac un lucru atât de banal, fără reflectoare și fără să mă vadă multă lume. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată de gura celor răi. Ce facem noi, tineri dragi? Construim sau surpăm? Zidim sau dărâmăm? Cum ar fi într-o biserică românească să vezi un frate pocăit că intră cu un picamăr, cântă corul, aici se predică cuvântul și el într-un colț ia un picamăr și începe să spargă zidurile. Mă întreb cum ați fi sărit toți, cum ar sări fratele Vladimir după ce a muncit atâtea nopți nedormite cu sala asta, cum ar sări la el să-l întrebe, Doamne, ce faci? Tu știi cât am muncit, cât s-a muncit aici și tu vii cu picamărul să spargi zidul ăsta la care noi am construit atâta? Să nimicești tu ceea ce noi am construit? În Proverbe 18 spune cum Dumnezeu, versetul 9, cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Încă o dată. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Cine se lenevește în lucrul lui la cor, e frate cu ăla care ar fi cu picamărul în mână acolo. Cine se lenevește în biserică este frate cu cel ce nimicește. Fără picamăr, tu nimicești lucrarea lui Dumnezeu. Scrie în Biblie, nu o spun eu. Cine se lenevește în lucrul lui, avem toți lucrul nostru în vie, trebuie să muncim. Și dacă ești leneș, prin lenea ta ești frate cu cel ce nimicește. Nimicești și tu lucrarea lui Dumnezeu prin lenea ta. Doamne, ai milă de noi. Alegeri greșite, planuri spulberate. Aș vrea să rețineți. Alegeri greșite, planuri spulberate. Alege să fii independent și vei ajunge rob. Alege să nu dai partea Domnului și vei ajunge sărac. Renunțând la planul lui Dumnezeu, planurile tale vor fi spulberate. Întotdeauna când renunți la planul lui Dumnezeu, planurile tale vor fi spulberate. Într-o carte scrisă de Zig Ziglar, am citit o ilustrație foarte interesantă vis-a-vis de lenea noastră, vis-a-vis de comoditatea. Pe toți ne cercetează comoditatea în bisericile românești. Ne bat un vânt așa, e dulce comoditatea, să ne relaxăm noi,
și altcineva, cineva să muncească, altcineva să facă, nu noi. Într-o biserică erau patru membri. Într-o biserică erau patru membri pe care îi chema toată lumea, cineva, oricine, nimeni. Patru membri. Și e ceva de important, e ceva important de făcut și toată lumea crede că este treaba lui cineva. Oricine ar fi putut să facă, dar nimeni n-a făcut-o. Cineva s-a supărat din cauza că toată lumea trebuia să o facă. Toată lumea credea că oricine putea să o facă și că o va face cineva. Dar nimeni nu și-a dat seama că toată lumea credea că o va face cineva. În final, toată lumea a dat vina pe cineva atunci când nimeni n-a făcut ceea ce oricine ar fi putut să facă. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi, pentru că de multe ori ne cercetează lenea, comoditatea. Aș vrea să spun în această seară că tu nu ești un nimeni. Tu nu ești un oricare. Tu nu ești toată lumea. Spune Dumnezeu, te chem pe nume. Ești al meu, spune Dumnezeu. A murit Iisus Hristos pentru tine. Ești o persoană. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu și Iisus Hristos a părăsit cerul pentru tine, pentru tine. Și te cheamă la muncă. Fă-ți partea ta. Haideți să trimitem spre Marele Vier, spre Marele Investitor, roadele cuvenite. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Aveți Biblie la dumneavoastră, vă rog să le deschideți tot acolo, da? Unde s-a predicat în seara asta. Și dacă priviți, mai în față există o altă nerodire puternică, cea a smochinului, dacă băgați de seamă. Am putea vorbi despre smochinul ăsta, știți ce s-a întâmplat? A fost în Lunea Mare, Iisus Hristos a venit din Ierusalim, din Betania, s-a dus în Ierusalim și a fost foame. Smochinul i-a cerut smochinului smochine și smochinul a zis, n-am că nu-i vremea mea. Sunt prea tânăr, sunt prea bătrân, o grămadă de lucruri. Deci, eventual putem vedea aici ceva ce am putea numi tupeu. Să vină la tine cel ce te-a plantat într-un fel sau într-altul să spune că n-ai. În ceea ce a spus Marius în seara asta e dincolo de tupeu, e furt. Pentru că dacă la smochine putem da circunstanțe atenuante, domnule, nu a fost vremea smochinilor. Nu prea acceptăm noi bine ce înseamnă să blestem pe cineva care n-are vremea lui încă de dat. Nu uitați cu blestemul că e lucru important. Hristos a spus că lucruri mai mari decât a făcut El vom putea face și noi. Să aveți grijă să vă țineți gura câteodată. Nici nu știți. Nici nu știți ce puteți vorbi. Avem puterea binecuvântării cum avem puterea blestemului. Mai ales în linie de autoritate. Da? Mai este ceva aici cu care vrea să înțelege și să ne facă brusc frică. Zice că un om și-a trimis doi fii să facă un anumit lucru. Unul a zis, nu mă duc, nu vreau să mă duc. Dar după aceea s-a gândit, ce fel de fiu sunt eu, mă? Că mă trimite. Și n-a mai zis nimic, n-a mai dat nici telefon și s-a dus. A zis, mai bine să mă duc. Unul a zis, bazează-te, celălalt a zis, bazează-te pe mine că mă duc. Și nu s-a mai dus. Indiferent ce se întâmplă, că nu rodim în fața lui Dumnezeu sau că furăm de la El, tot pe El îl păgubim. La capătul firului Dumnezeu, ai 16 ani, mai poți trăi vreo 2 săptămâni, ești numai coaptă pentru asta. Sau copt. Pentru că zici că încă-s prea tânăr. Dar s-ar putea ca să stai în fața, în seara asta, în fața blestemului lui Dumnezeu. Să spună ultima seară. Poate că ești prea tânăr. Nu, domnule, că încă mă mai distrez, pe alții trimit părinții să se distreze. Poate ai putea să spui în seara asta, sunt prea bătrân. Dar tu socotești asta. Păi dacă ești bătrân, de ce mai trăiești pe pământul ăsta? De ce? Adică, în momentul în care simți că ai o boală în tine, fugi la medic, dar pentru Dumnezeu ești prea bătrân? Te frămânți că n-ai medicamente compensate, dar pentru Dumnezeu ești prea bătrân? Domnule, sunt prea deștept, dar ce vrei ca să-ți pierzi mintea?
Se poate rezolva și asta. Știți ce spune în Isaia? Vă arăta o cale pe care nici fără minte nu se va putea rătăci. Să nu uitați că la început, în 98, am fost singura biserică din România care am plantat o biserică în spitalul de psihiatrie, neuropsihiatrie din Ștei. Să nu uitați asta niciodată. Și aici sunteți pioneri. M-am tot gândit cum să închei lucrul ăsta. În urmă cu vreo 10 ani de zile m-am dus la evanghelizare la Arad. Toată ziua nu mâncasem nimic. Am plecat dimineața în Oradea, m-au dus la filială, m-au ținut în șuturi, până pe la vreo 12, 1, 2 s-a făcut. N-am mai apucat să mănânc nimic. Am avut o altă problemă, încă una, și am ajuns la Arad. Spre Arad, într-o viteză grozavă. Mă dorea capul de foame, nu mai puteam de foame. Am zis, mă duc acolo, acum o să fie iar o întreagă, să mă duc să predic, după aceea o să mă pupe o grămadă și o să fac ora 10 până o să mănânc și eu. Seara, așa era. Totul a fost înfiorător până când am ajuns la o barieră. Bariera lăsată, așteptam să vină trenul, undeva la vreo 30 de km de Arad, coadă de mașini acolo, alții ieșiseră afară, trenul venea încet, ăștia lăsau preventiv bariera înainte cu o jumătate de oră, să fie sigur că nici pasărea nu trece pe acolo. Și în clipa aceea, un băiat, un murdar, un nespălat, tot lățos, venea și profitând de faptul că erau mașinile, nu putea fugi de el. Venea și era geamul deschis, la fiecare mașină era cald, venea și spunea și mie. Eu mi-am fixat ochii spre un corn care l-avea la mână. Avea un corn din acesta cu ciocolată. Mușcase o singură dată din el. Venea fără treabă spre mine, eu îmbrăcat la costum, încă pe vremea aceea nu mă lăsa fratele președinte fără cravată, și când a ajuns la mine am zis, cât vrei pe cornul ăla? Zice, de ce? Că am mușcat din el, mi-e foame. În clipa aceea s-a schimbat. În clipa aceea s-a schimbat. A zis, luați-l și-l mâncați. Nu vreau să mâncați de la mine? Mi-e foame. Și nu costă nimic niciun an de bani pe el. Hai că-ți dau un leu pe el. Nu-mi trebuie, zice, dacă vii foame, că și mie mi-a fost de atâtea ori. Luați cornul ăsta. Vă dați seama, acum erau vreo 15 mașini, au văzut toți gestul. Prima dată s-au gândit că sunt omul care adună bani, dacă n-au văzut că am luat cornul. Stăteau să holbau acolo, l-am mâncat tot, să uită la mine, așa stătea în geam. Se uita cu niște ochi ca cepele. Zice către mine, domnul, dar v-a fost foame rău, zice. După aceea vine o idee și mai grova. Zice, mai am și un măr. Acolo într-un tufiș. Mă duc și vă aduc și mărul. Zic, nu trebuie ajunge cornul. Nu i-am dat banii ăia, nu i-am dat cornul ăla. Teoretic era cel mai sărac om de pe fața pământului. Și a avut de dăruit. A fost atât de fericit și scunsă lumina fața, parcă era înger. În sfârșit făcus un bine. În sfârșit făcus un bine. În seara aceasta vine cineva care are total, nu aveam niciun drept asupra lui. În seara asta a venit aici cineva care are dreptul total asupra vieții tale. Nu un cercetător. Nu își cere nimic, ci îți poruncește. E Domnul. Acum, contează foarte mult să zici, te mai fur odată. Mai spun odată, nu. Dumnezeu te cheamă să te pocăiești. Nu-ți cerșește pocăința, ci spune, vreau să fii copilul meu, vreau să fii cu mine în cer. În seara aceasta poți să te duci de aici, să mâi pe socoteala ta, pe riscul tău, sau poți să spui Dumnezeu, Doamne, am să-ți dau ceva. Eu sunt cerșetorul acestui univers, dar am în mine, Doamne, o inimă care ți-o pot da ție. Și în seara aceasta poți să-i dai cel mai important lucru pe care l-ai în pieptul tău, inima. Ce spui? Haideți să ne ridicăm. Poți să spui Dumnezeu în această seară, Doamne, îți mulțumesc că m-ai cercetat la bariera vieții. Și îți mulțumesc că atât am avut capul un corn mușcat, o inimă mușcată am și eu. Ți-o dau, Doamne Dumnezeule, repar-o, fie a ta, Doamne, inima mea, curățește-o, spală-o, folosește-te de ea, Doamne, în seara aceasta. M-a mușcat lumea de inimă. Am trăit, Doamne Dumnezeule, murdară și murdar pe pământul acesta, dar în această seară vin înaintea feței tale și te rog, Iisuse Hristoase, primește ce-ți dau. De ani de zile vii la mine și te amân, de ani de zile spun că n-am, de ani de zile spun că sărac. Te rog, Tată,
în această seară. Iartă-mă pentru că te-am alungat de atâtea ori. Iartă-mă, Doamne, pentru că te-am amânat de atâtea ori. Iartă-mă, Doamne Dumnezeule, că am fost hoț și hoță de atâtea ori. Am fost neroditoare și neroditor de atâtea ori. Iartă, Doamne, că am venit cu scuze înaintea Ta, că-i țara rea, că nu-s bani, că nu-i sănătate, că nu-i timpul. Iartă-mă, Doamne, că te fur în fiecare zi de binecuvântări și nu-ți dau nimic în schimb. Te rog în această seară, primește inima mea ca pe un corn mușcat. Te rog, Tată, eu, la bariera lumii, la marginea universului, cerșetorul acestei lumi, vin să spun, iartă-mă, primește ceea ce am. Atât am și asta-ți dau. Știu, Doamne Dumnezeule, că vrei în această seară acest lucru de la mine. Nu mai stau să-mi curățesc cu inima, că nu mai pot. Nu mai pot să o împachetez înapoi într-o bucată de hârtie pe care să scriu curată. N-am cum. Pe tine nu te pot minți, Doamne. Te rog în această seară, primește așa cum îți dau. Curăță Tu, spală Tu, sfințește Tu. Amin. Am putea spune lucrul acesta? Haideți să ne rugăm împreună. Spunem, Doamne, asta am. Iar dacă este cineva în această seară, este cineva din care ați venit la noi în biserică, poate pentru prima dată, și ați hotărât, sau poate că ați mai fost odată, dar ați hotărât în această seară să vă întoarceți la Dumnezeu, știind că familia voastră, că viața, că totul merge pe dos, totul e rupt, totul e la pământ, e un dezastru cu voi, cu sănătatea voastră, cu viitorul vostru. Dacă este cineva care dorește în această seară să spună Dumnezeu, nu te mai fur, îți dau viața mea așa cum este ea și te rog, Iisuse Hristoase, fă-o și spală Tu și curățește-o Tu. Dacă este cineva, să vină aici în față, cum facem în fiecare duminică seara, te pui pe genunchi și noi ne vom ruga pentru tine. Păstorii bisericii se vor ruga pentru tine. Ca Dumnezeu să-ți dea eliberare, iertare. Poate că nu mai e pace, poate că ți s-a furat bucuria, poate că ți s-a furat dragostea, poate că ești trădată, te simți trădată și trădat. În această seară spune Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine. Ne rugăm cu toții Domnului și dacă te simți spulberată și spulberată seara aceasta cu planurile la pământ, vii în locul acesta și ne rugăm pentru tine. Ne rugăm cu toții Domnului acum. Dimineața am făcut, Doamne Iisuse Hristoase, în locul acesta rugăciune ca să ne dai puterea rodirii. Mă rog, Tată Ceresc, să nu lași pe un frate sau pe o soră de-a noastră să se usuce, Doamne. Poate că te simți uscată sau uscat și aștepți în această seară ca Duhul Dumnezeu să fie acela care să-ți dea sevă din nou, să poți merge mai departe. Poate că îți dai seama că pocăința ta e șubredă. Să-ți dai seama că creștinismul tău e ușor, în balanța lui Dumnezeu nu cântărești nimic. Poate încă mai crezi că ai planurile tale, poate încă mai crezi că ai puterile tale. Haideți să spunem și în această cântare că îl iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și vrem să ne punem la dispoziția Lui. Să spunem Dumnezeu, Doamne, vrem să stăm în prezența Ta și vrem, Doamne Dumnezeu, să-ți dăm tot ce avem. Dintre frații sau surorile noastre, poate că cineva simte că n-are putere, că e uscată sau uscat și vrea în această seară ca Dumnezeu să coboare, să nu mai stea până duminica, peste tine și peste viața ta. Poate că simți că pocăința ta a luat-o la vale și pacea inimii tale a căzut și
dragoste nu mai ai și rodă înaintea lui Dumnezeu nu mai aduci. Deși ai 10 ani, 20 de ani de pocăință. Poate că în această seară ți-ai dat seama că vine marele vier, marele proprietar la tine și n-ai să-i dai nimic. În curând ești la judecata lui. Dacă simți în această seară și tu nevoia să vii să te reîmprospătezi, să vii să primești de la Dumnezeu putere să mergi mai departe, poți să vii la rugăciune. Cântăm și ne pregătim ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră fiecăruia. Poate că e obosit. Și în această seară Hristos poate să spună: vreau să te pui la dispoziția mea. Nu pentru lume, ci pentru mine, Doamne. Nu pentru lumea aceasta, ci pentru tine, Doamne. Mă pun la dispoziția ta. Mă așez la tine, Doamne. Amin. Cântăm Domnului. Și dacă este cineva care simte nevoia rugăciunii, de ridicare, poate că ai fost până acum lângă Dumnezeu și ai căzut. Ai căzut și îți pare rău și știi că, viața ta fără Dumnezeu e un prăpăd. Poți să vii și tu aici în față. Dumnezeu poate să arate iarăși calea, iarăși drumul, pacea. Vii și te pui pe genunchi și spui: Doamne, te rog, iartă-mă pentru tot ce am greșit în anii aceștia înaintea ta. Cântăm Domnului. Și dacă este cineva, ne rugăm pentru el. Jertfe și nici daruri. Știu că tu privești doar la inima mea. Nu mai poți. Și că vrei să vezi o inimă întreagă. Ochii ți-i splin de lacrimi. Dăruită pe sau poate nici lacrimi nu mai ai, nici putere. Aș dori ca viața mea să fie pusă slujba ta prin tot ce fac. Această seară Dumnezeu vine și spune: mi-ești dragă, mi-ești drag, ascult, te primesc iarăși. Spune doar atât: sunt aici. Aici sunt, Doamne. M-am săturat să merg șchiopătând pe pământul acesta. Iartă-mă și iartă-mă. Iartă-mă, Doamne. Să fac doar voia ta.
putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru că și în această seară Duhul Său cel Sfânt cercetează oamenii. Noi nu putem să facem nimic pentru ei, dar Hristos poate să facă totul. Ei n-au venit aici la oameni. Ei au venit la Iisus Hristos, roagă-te pentru ei. Mâine s-ar putea să fii tu la pământ. Obligatoriu, haideți să mulțumim Dumnezeu pentru că și în această seară numele Lui este mare și puternic și sfânt și viu și glorios. În numele Lui Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, pentru seara aceasta. Mulțumim pentru dragostea Ta. Mulțumim că ești Dumnezeu mare și sfânt. Preamărim Duhul Tău cel Sfânt, puterea Ta și biruința Ta. Nu mai vrem, Doamne, să dăm înapoi. Ne-am dat seama că sunt atâtea lucruri în viața noastră care nu funcționează. Ne dăm seama, Doamne, că sunt atâtea lucruri care merg de multe ori pentru că aveam planurile noastre. Pentru că ne-am dat seama că am ajuns săraci tot încercând să furăm partea Ta, că am ajuns, Dumnezeule, oameni care ne-au făcut planuri, dar planurile noastre, de fapt, fără planurile Tale, erau la pământ. Te rog în această seară. Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Te rog, Tată Ceresc, nu ne lăsa, Doamne, să dăm înapoi acum când am rămas puțin și Tu vii pe norii cerului. Te rog, Tată Ceresc, ai milă! În numele Lui Iisus Hristos, ai milă! Ai milă! Iisuse Hristoase, mulțumim pentru seara aceasta. Ajută-ne să ne punem cu totul totului la dispoziția Ta. Mulțumim că ne-ai binecuvântat. Te rog să fii cu noi în săptămâna aceasta care urmează. Te rog, Iisuse Hristoase, ca să ne păzești de rău, pe noi, familiile noastre, prietenii noștri. Te rog să binecuvântezi biserica, Doamne, să ne putem ruga în fiecare seară la ora 10 ca Tu, Doamne, să aduci biruință și putere în viața noastră. Iar pentru tot ce a fost în locul acesta, Doamne, numele Tău să fie lăudat și preamărit acum și în veci de veci și voi veți spune Amin. Și voi veți spune Amin. Și împreună rostim și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Ne ridicăm cu ei în picioare, dați-vă mâna unei altora, rostiți-vă binecuvântare sfântă. A fost o bucurie pentru noi să fim în